cu tremur total în Ungaria. Vestea cumplită venită de la vârful UE i-au exclus pe loc. Este stare de tensiune maximă pentru Ungaria după ce la Bruxelles s-a luat o decizie fără precedent. Din cauza subminării statului de drept, mai ales pentru necombaterea corupției, guvernul condus de Victor Orban a fost sancționat drastic. Cu tremur major pentru Victor Orban. Ungaria a fost exclusă din programul Erasmus pentru încălcarea statului de drept. Mai exact, Uniunea Europeană a decis să sancționeze Ungaria prin suspendarea transmiterii a 55% din fondurile structurale care îi corespund din pricina subminării statului de drept. Mai ales pentru necombaterea corupției. Decizia lovește puternic în guvernul lui Victor Orban, care nu va primi aproximativ 6,3 miliarde de euro. Suspendarea programului Erasmus este un punct inclus în această sancțiune. Măsura afectează 21 de universități maghiare. Ungaria exclusă din programul de burse pentru studenți. Bruxellesul a trimis o scrisoare guvernului de la Budapesta, în care îl informează că din 15 decembrie Ungaria a fost exclusă din programul de burse pentru studenți. Trebuie spus că în 2021 au beneficiat de acest program peste 16.000 de studenți și profesori maghiari. Totodată, el a permis sosirea în țară a peste 6.000 de persoane, conform datelor prevenite chiar de la Comisia Europeană. Pentru tineri, programul de schimburi de studenți și studii în străinătate Erasmus este unul din cele mai mari beneficii ale Europei. Programul datează deja din 1987. A început cu 3.000 de studenți în 1987, ca două decenii mai târziu să depășească deja 150.000 de studenți pe an. Cu totul, în cele aproape trei decenii de când există, numărul celor care au beneficiat de bursele Erasmus a depășit 4 milioane.